Frunzele de prun, elimină cheagurile din vasele de sânge. Rețeta lui Ovidiu Bojor conform reputatului profesor Ovidiu Bojor, frunzele de prun au efecte laxative și diuretice remarcabile, la fel cum au și prunele. De asemenea, aceste frunze au și puternice proprietăți purgative, febrifuge și vermifuge. Poți să utilizezi cu mult succes frunze de prun în cazuri de probleme digestive și viermi intestinali. Se prepară un decot dintr-o lingură de frunze, fierte 10-15 minute într-o cană de apă. Ceaiul frunze de prun astfel obținut se consumă timp de 3-5 zile consecutiv. Frunzele de prun se folosesc pentru a prepara o rețetă foarte eficientă împotriva constipației. Decotul din frunze de prun este un remediu foarte bun care poate fi folosit ca adjuvant în tratamentul viermilor intestinali. Frunzele de prun conțin isatin, un laxativ natural foarte eficient. O rețetă laxativă cu rezultate bune se poate obține din 30 de frunze puse la fiert timp de un sfert de ceas într-un litru de apă. Se obține o infuzie care trebuie băută în fiecare zi, timp de 5 zile, câte o ceașcă după fiecare masă cura de 10 zile cu infuzie de frunze de prun pentru dizolvarea cheagurilor Ovidiu Bojor, recomandă un remediu din frunze de prun proaspete pentru cei care suferă de tromboflebită și ateroscleroză. Astfel se culege o mână de frunze de prun proaspete, 8 0 frunze, și se lasă la infuzat într-o cană cu lapte de capre clocotit. Se lasă 10 minute acoperit, apoi se strecoară. Se îndulcește cu puțină miere de albine. Pentru dizolvarea cheagurilor de pe pereții arterelor, se recomandă consumul la câte două căni pe zi, una dimineața și una seara. Cura durează 10 zile. Frunzele de prun beneficiat adjuvant împotriva viermilor intestinali, aceleași efecte laxative, dar și vermit fuge pot fi obținute dacă lăsăm la muiat peste noapte câteva prune uscate, pe care dimineață le fierbem timp de 10 minute. Ovidiu Borjor recomandă ca apa să se bea în porții egale pe parcursul unei zile, fiind un remediu adjuvant foarte eficient împotriva iermilor intestinali, precum limbricii și a oxiurii. Frunzele de prun combat febra și anemia împotriva febrei, se pot pune 30 de grame de frunze mărunțite la fiert timp de 5 minute într-un litru de apă, obținându-se astfel o infuzie, care se lasă la răcit timp de 10 minute. Se bea câte o cană de două ori pe zi. Frunzele de prun mai sunt indicate în tratarea anemiei, astăniei, hemoroizilor, reumatismului și tromboflebitei. Administrare se pun 30 grame de frunze de prun proaspete la fiert într-un litru de apă. După ce apa începe să clăcotească, se lasă 10 minute la foc mic, apoi se strecoară și se adaugă o linguriță de miere. Se bea câte o ceașcă mică pe zi, seara, înainte de culcare. Multă sănătate! Abonați-vă să nu ratați, apreciați materialele și distribuiți canalul. Nu uitați să cereți sfatul medicului pentru evitarea efectelor adverse.